Arcada nu a început bine meciul retur cu Metropol Lyon. Gazdele, cu cei trei jucători absenți în tur în echipă, s-au impus în primul set cu 25-15. A urmat un set secund care părea interminabil. Cele două formații au luptat precum războinicii din timpurile antice. Elevii lui Fabrice Chalendar au avut nervii mai tari și s-au impus cu 47-45. Setul a durat 47 de minute, un adevărat record. Setul 4 a fost condus de gazde care, cu moralul ridicat, s-au impus cu 25-22. A urmat setul de aur în care elevii lui Marian Apostu nu au putut să facă față manierei entuziasmante în care au evoluat jucătorii gazdă. Metropol s-a impus cu 15-10 și a obținut calificarea în turul următor. Arcada a pierdut calificarea, dar a luptat până la capăt în fața unei echipe care nu i-a fost clar superioară. Formația gălățeană rămâne cu parcursul din campionat și cu cel din Cupa României.